Începând de vineri, 12 martie, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat campania Vinerea Verde, o inițiativă menită să reducă poluarea cauzată de transportul cu mașinile personale în marile orașe. În principiu, această provocare a fost lansată celor care lucrează în instituțiile publice, dar se pot alătura toți cei care iubesc mediul și vor să reducă poluarea. La Câmpul Lung, primul care a răspuns afirmativ inițiativei a fost viceprimarul municipiului Nicolae Zaharia. Acesta a ales să meargă pe jos de acasă până la serviciu, dar și la obiectivele pe care le-a avut în agenda de lucru. Astăzi, la nivel național, la inițiativa Ministerului Mediului, a fost demarat acest proiect numit Vinerea Verde, care se desfășoară sub sloganul Stop, azi mașina stă pe loc. Alaltăieri am aflat de acest proiect. Mi s-a părut o idee interesantă de a merge pe jos la serviciu. Din două motive am adoptat această decizie. Unul, pentru a scădea poluarea, și al doilea este o chestiune legată și de trafic. De altfel, chiar de multă vreme mă gândeam ca, odată cu venirea primăverii și a vremii frumoase, să adopt această decizie de a veni la serviciu fie pe jos, fie cu bicicleta. Motiv pentru care acest proiect demarat de Ministerul Mediului mi-a readus aminte de o idee pe care o aveam de mai demult. În fiecare vineri va fi această acțiune, motiv pentru care o să mențin această decizie de a veni vinerea la serviciu pe jos. Viceprimarul municipiului îndeamnă și alți colegi din instituțiile publice să se alăture campaniei Vinerea Verde. Ar fi bine ca într-o primă fază să adoptăm cât mai mulți această decizie. De altfel, targetul pe care îl are Ministerul Mediului este acela ca un procent de 25% din angajați vinerea să vină la serviciu fie pe jos, fie cu mijloacele de transport. Cel puțin pentru noi care avem un oraș mic și care avem posibilitatea, chiar este bună această idee de a veni pe jos la serviciu. În afara măsurii voluntare de a impulsiona mobilitatea alternativă a angajaților din instituțiile publice și private, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are în plan și un program dedicat care prevede parcări pentru biciclete și infrastructură de alimentare a mașinilor electrice pentru angajații acestor instituții. Vinerea Verde își propune ca până la sfârșitul acestui an, cel puțin unul din patru angajați să vină în ultima zi lucrătoare a săptămânii la serviciu pe jos, cu bicicleta sau cu transportul în comun, și să renunțe astfel pentru o zi la autoturismul personal.